Da. Mergem mai departe acum. A scris istorie în sport, iar acum face dezvăluiri în exclusivitate din culisele fotbalului. Haideți să vedem care au fost cele mai frumoase, dar mai ales care cele mai grele momente din cariera portarului Mircea Bornescu. Care sunt primele tale amintiri legate de fotbal? Primele mele amintiri legate de fotbal sunt cele în care tatăl meu mi-a dăruit prima minge. Țin minte, aveam o minge albă foarte frumoasă și de atunci mi-am dorit să ajung fotbalist și cred că prima oară am fost și portar. De prima oară am fost portar și așa am rămas. Dar înainte să faci fotbal, știu că tatăl tău făcea box de foarte mult timp la Rapid, nu? Sau... A fost la mai multe cluburi. Și ai făcut și tu box? Bine, am crescut de mic cu boxul în casă. Tot ce făcea el, îl imitam. Antrenamentele lui încercam să fac și eu la fel ca el. A fost un model pentru mine, este un model pentru mine și de la el am căpătat și educația sportivă de mic, ceea ce înseamnă să fii profesionist cu adevărat. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Fiecare meserie are părți bune și mai puțin bune. Nici portarul Mircea Bornescu nu a fost ferit de incidente. Mi-aduc foarte bine aminte de acel meci Cluj-CFR. Au avut ei un penalti la 0-0. Noi stabilisem ca să ne respectăm pe teren și să nu provocăm suporterii, pentru că era un meci cu risc maxim. Acolo, când joacă Cluj CFR Cluj, este un meci cu risc maxim. Și am hotărât echipele împreună cu observatorul meciului să nu provocăm suporterii. Și, mă rog, după ce a marcat, primul lucru care l-a făcut s-a dus la galeria noastră și nu știu exact ce le-a spus sau ce le-a făcut, dar cert e că nu trebuia să facă acel lucru, știi? Și te-ai enervat foarte tare. Da, și noi ne-am dus, eu împreună cu colegii mei ne-am dus să cerem socoteală, să plece de acolo, că săreau suporteri în teren, mă rog, nu vroiam alte probleme. Și de acolo a început un mic meleu în care ne-am împins, dar nu au fost lucruri foarte grave. Cum ai cunoscut-o pe soția ta? E o poveste mai lungă, ne-am cunoscut întâmplător, după care urma să ne întâlnim peste două zile, am stabilit noi că stăteam aproape unul de celălalt. V-ați întâlnit unde, pe stradă sau unde v-ați întâlnit întâmplător? Ne-am întâlnit într-un bar, ca așa, să spun așa, și... Am stabilit să ne întâlnim peste două zile. Cred că atunci nu existau mobile. Crăciunul sau Revelionul era în perioada aia. Ba da, existau. Existau? Da, cred că foarte puține persoane aveau. Da. Și urma să ne întâlnim două zile. Ne-am stabilit noi un loc de întâlnire. Țin minte că am mers acolo și ea n-a venit. Ți-a dat țeapă. Da, și aveai numărul ei? Îl aveai? Da. Dar din cum să spun, din orgoliu așa n-am sunat-o, știi? Așa. Am sunat-o după două zile iar. Și i-am spus: "Băi, dacă vrei să nu ne vedem sau ceva, puteai să-mi spui că nu ne vedem și cu asta basta." Care i-a surprinsă la rândul ei: "Cum? Dar cum poți să spui așa ceva, că eu am fost pe acolo, dar tu nu erai." Poftim. Cert este că, cum am discutat noi, ne vedem într-o stație de taxiuri, acolo unde este o farmacie,
și la ea aproape de era o stație de taxiuri cu farmacie și la mine aproape de mine și era distanța de o stație. Și amândoi ați mers în locuri diferite? Am mers în locuri diferite și ne-am așteptat unul pe celălalt, după care am stabilit, las că vine, știau de acasă, gata. De atunci am rămas împreună. Și ați făcut și doi băieți frumoși? Da, doi băieți, mulțumesc, amândoi frumoși, suntem tare mândri de ei. Cum îți petreci timpul tău liber alături de ei? Ce faci într-o zi liberă? Ce să facem? Îți dai seama, jucăm fotbal. Mai ei acum odată cu tehnologia asta, cu PlayStation, cu asta, ne jucăm toată ziua la PlayStation, FIFA, ce joacă ei. Încerc să mă acomodez și eu cu ce joacă ei. Cred că o relație perfectă este cea în care cei doi se iubesc foarte mult și se respectă, au încredere unul în celălalt și se bucură de fiecare moment împreună. Care a fost și cea mai proastă perioadă din carieră? Ai avut un moment în care ai căzut pur și simplu și ți-a fost foarte greu să te ridici? Au fost mai multe momente ca în viața oricărui om, dar nu contează când cazi, ci contează cum te ridici. De un an ai renunțat la fotbal. Îți dorești să te întorci ca și antrenor? Nu prea mă pasionează pe mine meseria asta de antrenor. M-am gândit, să știi, dar nu cred că am răbdarea necesară pentru... Ca antrenor este foarte greu. Eu sunt un tip care îmi place să stau foarte mult timp într-un loc. Nu îmi place să schimb. Că, drept dovadă, nici n-am schimbat foarte multe echipe în toată cariera mea. Iar ca antrenor trebuie să ai tot timpul bagajele făcute, să fii bagajele la ușă. Iar mie nu-mi place acest lucru.